și o să vedeți în seara asta. Bună seara încă o dată, bun găsit. Vreau să intru direct, așa, în, sunt multe emoții în spate și începem direct în subiect. Îl, îl țineți minte pe Costel Busuioc? Da. Îl țineți minte, da? Într-o vreme deschidea toate știrile de la toate televiziunile. Era în toate paginile din toate ziarele. S-a stins. Ce căutăm noi, de fapt? Ce căutați voi, de fapt? Ce înseamnă Next Star? Adică vin mulți copii aici, foarte mulți. Unii cântă foarte bine, alții dansează foarte bine. Ce înseamnă Next Star? Cei care vor umple scena toată viața. Și e important să știe că este totuși și o lume a contractelor. E foarte important să-ți formezi o echipă bună. Cine te impresariază? Cine te manageriază? Cine este PR? Pentru că dacă semnezi greșit contractele, asta e valabil pentru părinți, pentru că mulți oameni o să sară pe mai copii. Târziu, nu e adevărat, nu e adevărat, mulți oameni sară pe copii. Dar ce înseamnă, ce înseamnă Next Star? Cred că noi căutăm... Continuitate. Nu, cred că noi căutăm copii care să cânte cu bucurie, cu pasiune. Să umple scena. Să umple scena și să facă treaba asta nu obligat, nu învățat, nu dirijat, că vrea el. Că sunt cântăreți. Și ce căutăm exact? În general, să fie cei ce căutăm. Iubesc acest lucru. Căutăm în copii mici vedete mari. Excelent, în omuleți mici, în vedetele mari. O stea mare, mare, mare. 20. De la o scânteie mică, la o flacără uriașă. Flacăra aia uriașă va fi în finală când sunt 20.000 de euro pentru marele câștigător. 20.000, din păcate, și în seara asta. Unul singur merge mai departe. Doamnelor, domnilor, copiii românilor sunt extraordinari. Next Star! Bună! Sunt Eliza, am 8 ani și vin din Roman. Mie cel mai mult îmi place să mă joc cu bebelușul meu Baby Bon, cu papagalii mei și cu peștișorul meu. Când eram mai mică, tati mă gâdila și mă alerga prin casă și când eu nu eram obosită, mai făceam și box și el mă punea în pat și mă gâdila. Când eram mică, da. Acum nu. Nu se mai alergă prin casă. Au renunțat la asta, nu mai au timp. A făcut glume bunicilor într-o vară. Aveam vreo 4-5 anișori. Și i-a încuiat în bucătăria de vară. Bunica m-a certat. Bunicul a făcut tensiune de spaimă. Iar eu am văzut geamul deschis și am ieșit pe geam afară. Rămâna Eliza. Ce faci, Eliza? O să-i spui socheres, poți să întrebi. Oh, ce greu suflet, o să întreb și așa, socheres. Eu sunt româncă, dar cred că toți suntem egali. Da! Ia stai. Și eu sunt țigan și cred că toți suntem egali. Serios, excelent! Frumos spus! Da, da, să nu rămână fetița în suspans când te-a întrebat socheres, adică ce faci? Ce faci? Asta înseamnă înțigănește. Da. Tu ești româncă, de fapt, da? Da. Ce frumos spus, crezi că toți sunt egali. Câți ani ai tu? 8. Uite, mă, ce-ți merge ție mintea la 8 ani și ori. Răspunzi așa mai șmecherește, în loc să zici marfă, spune mișto. Mișto. Ai un program îngrozitor. Mi-ai povestit de programul tău, eu n-aș putea. Acum e, mai zi-mi o dată, ce faci luni? Am luni, ora de dans. Marți. Marți, ora de cantă. Miercuri. Ora de dans. Joi. Ora de cantă. Vineri. Ora de dans. Wow. Eliza, oamenii ăștia mulți așteaptă semnul tău. Da? Semnul trebuie să fie cât mai, cum îi zice, mișto? Mișto, mișto, nu? Adică cool. Șucar. Șucar. Cool. Șucar. Hai. Frumos spus, ai văzut? Connector, e țigan și ai zis că toți sunt egali. Tu ești româncă, toți sunt egali. Cucerește-i. Eliza!
știu sărmanii de când au punit. Merg neîncetat spre un loc iubit, spre un vis de al lor neîmplinit. Hei! Merg într-una în căruțe cu copii prinși de fuste. Cântă într-una la o tare melodie de dor. Fete și flăcă dansa de-n urma lor. S-au oprit și-au aprins focul și-apoi au pornit și jocul. Fetele au scos ghiocul și ghicesc norocul. Hei, 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 hei! Hop, 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 hop! Uite expresie, mă, pe față. Ta. Țineți minte, când a intrat a zis: eu cred că toți, eu sunt româncă, dar cred că toți oamenii sunt egali. Conector a sărit, a zis: eu sunt țigan, dar cred că toți oamenii sunt egali. Ăștia doi sunt finlandezi. De unde sunteți? Din Cluj-Napoca. Cum vă zice vă? Trupa Romanu Cluj. Romanu Cluj, da? Bravo. Ei finlandezi și cred că toți sunt egali. Da. Au fost autentici. Deci autentici, autentici. Excelent. Mulțumesc, mulțumesc mult! Spectaculos! Spectaculos! Uite-i! Și să mai zici? Ei au fost autentici, ea a interpretat. L-a imuiat pe politica rău de tot. Ai văzut inima lui? Foarte frumos, ce schimbare de ritm, ce voce, ce atitudine, ce expresivitate la față, la chip atunci. Și nici n-am văzut o romă atât de frumoasă și de mică. Ce expresivitate, adică, corect. Da, serios, adică multă expresivitate. Next star înseamnă carisma, nu? Da. Nu voi ați spus-o la carisma. Și talent. Carisma. Și foarte bine. De toate. Atitudine. Foarte multă muncă, dar talent nativ. Bravo, Eliza. Talent Eliza. Nativ, spune Pepe. Frumos. Eliza, ne-am cucerit. Să ne luăm năframa, că e cu bănuți. Hai să luăm și niște pantofiore, așa? Hai să luăm pantofiore. Dar
fetița, fetița moment frumos. A avut energia necesară. Sigur ca să că ne, da. Să a venit îmbrăcată frumos, da. A fost moment frumos. Și alături de dansatori, na, a venit cu altceva. Finlandezii, buni? Da. Ai văzut pe fâie finlandezii? Portoricanii. I-am văzut la nuntă, la Dej. Portoricanii. Prietenul meu la nuntă, i-am văzut tot ansamblul, nu numai ei doi. Da, talentați. Frumoși. A fost un moment foarte frumos. E copil, e copil. De unde la un copil dintr-o familie de români, pasiune pentru romani. Dar cum mai sunt, dar cum? Pentru tradiție, pentru port. Dar înseamnă fie, hainele sunt frumoase, colorate. Incredibil, și mai țin minte când eram mici și le duceam la prieteni români acasă și vădeam la ușă, Găbiță este acasă? Da, așteaptă-l aici. Hai că am pus, nu mă, lucrurile s-au schimbat. Acum e de ce să, e bine. E bine că se fuzionează, e bine că trăim împreună. Ca să poți face un act artistic gigănesc, trebuie foarte multă pasiune și... E adevărat și să știi, să fii puțin... Da. Mi-a plăcut. Trăire, da. Trăire, da. Okay. Să te transpui în persoana respectivă, da, nu? Da, da. Pentru copil înseamnă că chiar iubește muzica și dansul țigănesc ca să abordeze stilul ăsta. Asta este extraordinar. Deci, eu m-am simțit. Ceva frumos. E foarte frumos. Flatat, avem la Nextar și astfel de moment. Foarte frumos. Bravo. Bună, sunt Ane, am 9 ani și sunt din București. Mie îmi place foarte mult să dansez. Mama, mâncăm și noi? Ea și când mănâncă, dansează, și când se îmbracă, dansează. Eu sunt cel care a îndrumat spre partea de dans. De fiecare dată dansa în casă și nu îmi plăcea foarte mult că nu era rușine să își arate ce poate și dansa oriunde era și indiferent de cine era în zonă. Credeam că este vorba de un dans de stradă, gen cei care sar după ziduri și credeam că cine știe ce mâini, picioare o să-și rupă și chiar n-am agreat deloc această idee. Am fost de câteva ori împreună cu mama lui Iane, am văzut despre ce e vorba, am văzut că nu e nimic periculos și atunci... Am acceptat ideea, chiar am încurajat-o după aia. Woohoo! Ia uitați-vă la ea! Cât de greu e să alegi dintre toți unul singur! În seara asta, din nou alegere grea. Să rămână, Ane! Aplauzele sunt pentru tine. Toate astea, multe! Să te vedere, zice. Auzi, unde e mami? S-o văd. Mami! Mamă, câte emoții! Tati, așa, da, mami! Ce faci, Ane? E bine? Ești bine, da? Să vă povestesc asta neapărat, de fapt, Ane. Mamă, mi-ai povestit în culise. E excelentă povestioară. Ascultați-mă. România lui... În ce an suntem noi acum? În 2013. România lui 2013, da? Tu ești la școală, da? La școală. Ia stai jos. Stai, ajută-mă, fii atent. Și asta e o școală. Nu zicem ce școală. O școală din București. Da. Nu zicem ce școală, să nu... Mă rog, să nu fie supărare. Asta e o școală, da? Și asta e o altă școală. Da. Voi aveți cursuri când aici, când aici. Auzi? Da. Și ca să treceți de aici, aici, prin ce treceți? Printr-un cimitir. Oh! Cam printr-un cimitir. Printr-un cimitir. Deci, o școală și alt. N-aveți pe altundeva. Când pleacă de aici, când pleacă din școala asta, ca să se ducă afară, trebuie să treacă prin... Cimitir. Cimitir, copii! România lui 2013. Auzi? Și se întâmplă să terminați cursurile, să termină pe la ce oră? Pe la 6. Adică e întuneric iar, e întuneric iarna, nu? Da. Dar nu vă ia cu așa, nu vi frică, nu aveți treabă, nu? Nu prea, nu vă e prea frică așa, nu? Nu-ți plăcut, nu. Da. V-ați obișnuit. Da, ne-am obișnuit, dar da, nici la au început prea. Colegii să facă glume, să facă glume colegii seara, nu fac glume, nu? Deci vă... Și auzi, părinții, mami, de exemplu, când stă și te așteaptă, unde te așteaptă ea? Unde vă așteaptă? Păi... La ieșirea din cimitir. Deci vă imaginați scena asta cu părinții stând în cimitir și așteptându-și copii. Băi, ce an suntem noi? Ce an în 2000? E în București, nu? E în București, da? În București. Băi, vă imaginați scena? E de film? E de film. Da, e de film. Te duci acasă și repeți. Tu când sau dansezi acum? Dansezi. Mami, îmi povesteați, seara dansează foarte mult, dar ziceți-mi curiozitatea mea, vecinii din când în când nu bat în perete? Hă, mai încerc cu muzica! Vi se întâmplă asta? Da. Ce faceți atunci? Căptușim pereții cu perne. Oh. Unde stați? În ce cartier? În București? Berceni. În Berceni? La ce etaj stați? La etajul 1. La 1? Da. Și cât e blocul de înalt?
patru etaje. Deci aia de sus, bă, mai în ce, mă, ne, mă. Hai că te văd la televizor acum. Știți ce, știți ce propunere avem noi? Dacă tot căptușiți pereții cu perne, să nu... Vă dăm noi sute de perne să căptușiți tot blocul ăla de patru etaje. Dați-i pernele! Dați perne familiei! Ane, să le duci acasă, să căptușești cu perne! Să căptușești tot blocul cu perne pentru toată lumea, pentru juriu, pentru toți. Ia uite! Doamnă, de acum încolo când dansează și când vecinii bat în perete și în țevi, căptușiți cu perne că aveți destule. Pepe, ia uite, perne, mă, tată, mă, ia! Asta e răzbunarea mea, măi, Pepe, Vasile, Aolo! Maria, Connector. La Next ar vine Crăciunul mai devreme. Uite ce ai făcut în decorul meu de televiziune. Uite ce ai făcut în platoul meu. Doamnelor, domnilor, mami, perne să căptușești tot blocul. Urmează în câteva minute. Uite-te la picioare! Una din marile actrițe ale României, Nani, care vor veni. Cine? Miruna! Miruna! Miruna, măi! Stewardeză pentru că pur și simplu călătoresc prin toată lumea. Mi s-a părut mie că este un job foarte bun. Mie îmi convine să fie și dansatoare și stewardeză și aș încuraja-o să facă și una și alta. Ea își dorește foarte mult să fie stewardeză. Mi-ar plăcea să merg în Hollywood, în New York, în Canada. Visul meu este să devin stewardeză și dansatoare. Ăștia sunt de la asigurări. Ce-a vorbești, bă? You
făcut, om! Bravo! Bravo! Bravo, Elia, stați așa în linie, stați în linie, stați așa în linie! Ia tu, stai, stai acolo, stai acolo! Fii atentă! Bravo, bravo! Bravo. Ane, Ane, de aici vine vorba, ții minte, vorba aia pe care o spun toți când te văd pe tine dansând. Jos pălăria! De aici vine vorba. Da, uite, jos pălăria, Ane! Bravo, îl mulțumesc mult, băieți! Bravo, băieți! Bravo! Au zburat fulgi. Cu conectare ai făcut semn, gestul? Da, ce m-a fixat la sfârșit, ai văzut și m-am... S-a fixat toată prezența! Da, cumva m-am acopleșit. Păi da, dar vorbesc aceeași limbă. Da. Popping, locking, păi da. Frumos acolo ce ai făcut. Carisma, dans, da, de toate, da? Da? Next star. Multe stiluri combinate acolo de dans. Se vede că a studiat un pic... Un pic mai mult. Un pic mai mult asta. Dansul ăsta hip-hop, nu? Da. Unde, cu cine? Cine este profesorul tău? Paul. Paul, la Travel, da. Da, treabă bună, Paule, bravo. Maria Connector, Laura Vasile, Pepe, în finală, unul singur. Grea alegere. Mulțumesc mult, Ane. Iau după mine, iau înainte, hai! Afară faptului că ne-am distrat și că a venit cu varianta cu jocurile, cu pernele și că a ieșit nebunie în platou. Bă, dar ce nebunie mare! Bă, dar mi-ai dat... Cât rip să ai, în așa fel încât să fie sincronul perfect la datul jos cu pălăria, la toate elementele pe da, care le-a avut. Da, s-a muncit, se vede că s-a muncit. Spuneai de... Are un potențial fantastic. De perne, parcă a fost un fulgușor dintre astea. E slăbuț așa, e micuță, dar cu forță așa. Da, mă, forță, mă, are mult ritm atacat. Auzi, fiecare Pepe accent în comunicare. Parcă aș fi vrut să vă mai mult. Da. Comunicare continuă, comunicare. Da. Momentul a băgat pe noi în seamă, ea s-a adresat. Cu relu, da, cu relu. Da, să vezi cum e când te fixează și nu-ți mai dă drumul. E normal. Aștept. Bună, eu mă numesc Ștefan și am 7 ani jumate și sunt din satul Dumbrăvița. Ștefan este un copil foarte ascultător, deci mă înțelege. Nu merge copiii să joace, mai mult prin curte, singur. Mie îmi place să fac treabă. Mai ales în bucătărie, în special, îi place. Îmi place să pregătească masa. Acum cad merele de pe jos, le culege, le tai la purcei. Am noroc de băiat, că eu după așa am nevoie. Dă-și Ștefanuț, adă-ne un braț de lemn, adă-ne asta, adă-ne asta, când fac foc un cat, ne-a duce la mână și eu o fac acolo încetul cum pot eu face. Când avea vreo 3 ani, am spus să-i cumpăr trompetă. Și am spus că e prea mic pentru trompetă. Eu i-am cumpărat una de plastic. El a spus că nu, vrea adevărată. Am mers la un frate de-a lui mama la Suceava și a zis să-mi dați mie trompeta și el a zis că mi-o dă și mi-a dat-o. Când am ajuns acasă, m-am dezbrăcat și am tot încercat până la amiază să cânt. Hai, Lime, Ștefănică! O spunea o mie oară! Ia uite-vă, lumea asta te aplaudă numai că ai intrat în scenă! Bă, tu-ți dai seama, mă? Bă, Ștefan, tu n-ai făcut nimic, mă, și te aplaudă, mă. Tu-ți dai seama? Da, când o face ceva. Cum te cheamă Maria ta? Pe mine mă cheamă Ștefan. Ștefanică, mă, bravo! Bă, Maria ta! Mai aplaudați, mă, asta, mă. Băi, aplaudă tot timpul, înțelegi? Auzi, Maria ta, de unde vii, mă, tale, mă? Eu vin din Dumbrăvița. Unde e asta, bă? Pe unde vin? Dincolo de Fălticeni. Băi, dincolo, băi, băi, dincolo, bă, de Fălticeni. Dincolo, bă. Îmi place, bă, cum ești îmbrăcat, foarte. Și cum îi zici la asta? Cum îi zici la asta? Bondiță. Bondiță. Și asta ce e asta? Briu. Uite ce pălărie. Ai pălărie? Auzi, ce e aici, mă? Gușă de fazan. Gușă de...
Hai, ai, ai. Auzi, băi, Ștefănică, neapărat, mă. Arată-mi, mă, unde-i tati, mă? Arată-mi. Tata-i acolo. Unde ești, domnul? Oh, tati lui Ștefănică, ia că tati. Domnule, tati, nu vă imaginați, uite, îi mare, îi vorbăresc rău, dar mami știe mai bine. Capul Baniță mi l-a făcut. Nu vă imaginați cât de bucuros e omulețul ăsta că sunteți aici. Vorbesc serios, nu vă imaginați. Auzi, cu ce se ocupă tati? Tata tranșează în Franța carne. În Franța? Nu vă imaginați câtă bucurie pe el că ați venit aici. Acum ați venit, plecați peste câteva zile, nu? Pleacă înapoi în Franța, tati. Aoleu! Te ador așa pe tine de tati de multe ori, ha? Da. Dar ce face tati în Franța? De ce se duce el acolo în Franța? Ce vrea el să facă? Că mi-ai zis tu mie. Să ia bani. Să facă bani, să crești tu mare și frumos, așa-i? Da. Ia uite. Dar el când pleacă în Franța, cum vorbiți? Pe telefon, așa-i? Da. Da. Din când în când internet la voi acolo? Nu prea, ha? Nu este. Dar cum mi-ai povestit tu acolo în spate, în culise, că uneori te duci în... cum o cheamă pe fata aia? Raluca. La Raluca. Stai, unde stă Raluca? Cum ești din Dumbrăvița? O iei la stânga. Da. Gata, mă, știu. Deci cum ești, o iei la stânga. Da. Cum ai ieșit, ai luat la stânga. Da, mă, știu. Ieși, o iei la stânga și ajungi la Raluca. Aia e în alt sat, nu? În altă comună. Cum îi zice la comună? Vadul Moldovei. Acolo aveți internet, nu? Da. Și acolo voi vorbiți, tu reușești, din când te duci? O dată pe lună, o dată la două luni, așa, din când în când, nu? Și duci acolo și vorbești cu tati la internet? Da. Dar cum, vă și vedeți? Da. Uai, iau, wow. Tati, dumneata ai internet în Franța, în Dumbrăvița nu există internet. Da. Și atunci așa, din când în când, o dată la lună, la două luni, el se duce... Dane, da. Am un plic pentru Ștefan. Am un plic pentru Ștefan. Mulțumim! Ia, bă, că-i pentru tine, bă, și pentru mine. Dă că ține-o microfonul. Îi dăm drumul la cântat? Da. A, nu ești curios ce-i acolo, vrei, ha? Tu vrei să vezi și acolo? Eu sunt curios. Hai, mă, să vedem. Ține microfonul, îți desfac el, ia vezi. Ia, mă, ce ești? Ai primit un plic sau ce scrie? Și ăsta, bă, și eu cum fost? Câți ani ai tu? 7 ani jumate. Păi citește tu, că nu o să citesc eu, eu am 14. Ia, citește tu. Ce zice, mă? Ia, citește. Ia, să auzim. Ia, mă, zi. Vă anunțăm că începând cu data de 1 noiembrie... Acușică. Compania Orange România la... Inițiativa domnului Ștefan Onofre Grădinariu. Cine este, mă? Eu. Oh, pardon. Asigură. Așa. Ia. Internet. Ce? Asigură ce? Asigură internet. Astfel, domnul Ștefan Onofre Grădinariu. Cine este, mă? Eu. Pardon. Da, va putea comunica. Uricand. Oricând. Oricând. Delimitat. Delimitat cu? Cu tatăl său. Tati! De acum încolo, în Franța, când îți fii, întotdeauna o să puteți comunica cu el oricând, oriunde. Le mulțumim celor de la Orange pentru asta. Aveți internet acolo în sat, în Dumbrăvița. Cucerește, Ștefănică, măria ta. Publicul e al tău. Picioare, vezi? Vine a cânta! Tu, patu!
soarele pe flori. Scoate Dane Gologani să plătim toți lăutare. Așa ar fi. Pepe Gologani, nu? Așa e. Ia uite, bă. E de la Dumbrăvița de acolo cântecul, de la tine, nu? Da. Când ajungi în Dumbrăvița, cum e? Prima la dreapta sau cum e? La stânga, prima la stânga. Cum e? Prima la stânga. Așa, și mai cum? Tu să ne zic omul. Este primul pod, o iei la dreapta. Este a doilea pod pe urmă. O iei la stânga. Da. Și ai ajuns la casa mea. Și gard are, mă, la stânga, da? Gardul roșu. Ăla roșu. E cu gardul roșu, da, să țineți minte. Roșu. Dreapta, aia cu gardul pod, roșu. Stânga, da. A doilea pod. Ca să ajungi la Raluca, gard. Înapoi cum e? Băi, trebuie să facem și un slogan. Ești din Dumbrăvița și e la stânga. Băi, dar nu se supără Raluca că are internet acum. Nu o să mai dea pe la ea. Nu mai dai pe la Raluca, nu? Nu, mă duci pe la Raluca. Ștefănuț, Doamne ajută. Doamnelor, domnilor, Ștefănuț! Bravo, Ștefănuță! Bravo, mă! Stai să salutăm și taraful! Bravo, Ștefănuță! Excelent! Excelent, Ștefănuță! Nu, se înclină la mâinat! Tu dai seama, mă, ne-ai explicat tot să... Stânga, dreapta, poarta roșie. Lăsați că a fost, nu știu cum e, cântatul, cum am zis? Păi, Doamna Maria, să spună Doamna Maria. Tare, foarte tare. Doamna Maria, ce zici? Foarte frumos, a venit cu piesa în zona lui, în stilul lui, da. A venit îmbrăcat frumos. Și cu strigătură și cu de toate. Și mi-a plăcut de el că e viu, a fost viu. Tată, badu. Cu Gologani, ca să cinstim lăutarii. Și puritatea, el... Te câștigă și cu... Da, și cu chestia asta. Carisma. Face diferența și iară, n-avem cum să... Da. Unul e mai mare și vrea să pară și mai mare, dar e foarte... El a rămas copil. El e copil, inocent și stă bine așa, știi? Stă bine, mă. Corect. Nu vrea să pară mai mare. Și a cântat în dialect, adică în limba moldovenească, curată. Bucovinească. Bucovinească, da. Mi-a plăcut că scoate banii lăutari, Gologani. Gologani, da. Și făcea așa, așa, stă uită la mine. Ca să cinstim lăutarii, pe da. Cum ar fi fost să vin așa îmbrăcat și să-i facă un conector, un locking și un papi? Mamă! Îi am alături de mine pe cei mai mici din această seară. Cei mai mici, cei mai talentați, cei mai simpatici. Corect zis? Da? Da, da. Tocmai de asta m-am gândit că ar fi bine ca voi să primiți dulciuri de la Alca. Emoții? Ați avut emoții? Nu. Deloc, deloc? Deloc. Și i-ați văzut pe ceilalți concurenți? Da. Da. Cum vi se par? Foarte buni. Foarte, foarte buni. Foarte de treabă și foarte buni. V-ați împrietenit cu ei, da? Da. Sunt simpatici. Da. Le dăm și lor dulciuri de la Alca? Da. Da? Da. Și lui Dane Gruidă? Nu. De ce să nu-i dăm și lui? El...
muncit pentru dulciuri. N-am muncit. Ce să-l punem să facă Dan să merite să primească și el dulciuri? Să facă curățenie la pene. Aha. Să șteargă toate penele? Da. Ia, pentru mine face cât 100 de femei! Urmează în câteva minute. De diplome și de medalii acasă, dar anul ăsta le lipsește. Ia uitați-vă la el. Ce frumos e. Bună, sunt Miruna, am 10 ani și sunt din Bacău. Mai întâi m-a dus mama pentru că a văzut că atrasă de teatru, muzică și dans, așa, la un club. După aia mi-am dat seama că nu prea am voci și că nu prea îmi place muzica. După aia, din cauza unor probleme de sănătate, n-am mai făcut nici dans pentru că am astm. Și a rămas doar teatru, care se pare că îmi place foarte mult și vacanțele fără teatru sunt oribile. În orice familie există persoana care stabilește reguli și persoana care lasă copilul mai lejer. În familia noastră eu sunt persoana care stabilește reguli, pentru care cred că s-ar înțelege mai bine cu tati atunci când are nevoie să obțină ceva. Când are o problemă, vine la mami. Mama mă mai ceartă, dar ăsta e alt subiect. Ce faci, Miruna? Să rămână! Bine! Ia uite-i, îi vezi? Abia așteaptă! Abia... Auzi? Teatru? Sau muzică? Sau dans? Sau ce faci? Teatru! Teatru, da? Ce îți place ție să faci teatru? Îmi place să fiu mereu alt om! Bravo! Opa! Bravo! Opa! Bravo. Opa! Corect, corect! În teatru... Așa e! Azi ești Hamlet, mâine ești Vasile Muraru, poi mâine corect, poi mâine ești un ursuleț, depinde. De unde vii tu? De unde din vii? Bacău. Din Bacău. Știi ce mi-a plăcut? Am vorbit noi mult în culise. Și ce mi-a plăcut mie la tine, vrei să spun? Ca să fiu sincer, ambiția ta. Păi, mi-a plăcut ambiția ta, că dincolo de... Nu o să vorbesc prea mult de... Cum zice la aparatul ăla de... Mi-ai povestit un culise de el? Inhalator. Inhalator. Inhalatorul ăla de astm, nu? La da. Astm se folosește. Din când în când îl folosești tu, atunci când... Când mă apucă... Nu contează. Așa. Dar vreau să-ți arăt acum o listă întreagă de mari vedete mondiale care au exact aparatul ăla pe care îl ai tu și fii atentă unde au ajuns. Ia uite de pe ecranul ăla. Ia uite vedete care au exact același aparat pe care îl folosești tu. Mamă, mamă, mamă! Ia uite o mulțime de personalități. Oho! Ia uite acolo. Miruna. Mai știu și eu pe cineva, nu-i vedetă, folosește același aparat. Mama mea are da? ASP, da. Și folosește același aparat. Și ok, e puternică. Foarte puternică. E șefa familiei. Auzi, de unde vii tu? De unde vii tu? Din Bacău. Și oamenii sunt acolo. Joci cu cineva care vine toată prin Moldova. O chem tu, o chem eu? A? Cum vrei tu. Hai, cheamă tu. Hai, cheamă tu. Vezi că eu te-am prezentat pe tine ca una din morile actrițe ale României în anii care vor veni. Ai zis ce intrare ți-am făcut. Ia, prezint-o tu. Hai! Ei, eu sunt actriță, nu prezentator. Tu hai. Ești prezentator. Bine, mă, hai că o prezint. Bine, mă, hai că o prezint. Ea e din Bacău, apoi din la Iași vine Mirela Băureanu Vaida. Trofeul Next Star, ne pregătim să aflăm spre cine pleacă premiul în seara asta. Ia uite ce frumoasă ești îmbrăcat, mă, mireasă, mă. Uite, mă, mireasă. Ei, mireasă mă pentru Miruna. Tati, după ce suntem mireasă, ajungem așa. Corect. Una din marile actrițe ale României în anii care vor veni. Cine? Miruna! Miruna! Aplauze, Miruna, mă! Fetelor!
cântați împreună. Cuceriții, Miruna, succes! Bravo, Miruna, bravo, bravo, bravo! A fost foarte bună, bravo! Uite, așa trebuia să fie. Zim cum am descurcat până acum! A fost foarte bine! S-a văzut că am emoții, m-ai eclipsat, negru, că și ăsta, n-ai loc pe scenă de el. Eu în dreapta, el în dreapta. Eu în stânga, el în stânga. Da, stai, dragă, liniștită, cât te-ai descurcat, excelent, auzi, ce cât negru. Dar eu nu știu și nici negru, că nici nu l-am văzut în cadru, pe cuvânt. Știi ceva? Vreau să spun că juriu îi dat pe spate. Ce să mai ai? Mi-e la teamă să nu se fi plictisit. Dar n-avea cum, mai dragă, să se plictisească Pepe, la de câte ori intră pleata și ia în ochi. Asta-i. Trebuie să-i țin sus, da. Să nu scad. Nu. Trebuie să fac ceva și din comun. Da. Dar ce? Nu știu, mai, hai să ne gândim. Vreau să-i dai gata, să nu mai zic că nu unul și... Hai să ne gândim, hai să ne gândim ce să facem, ce să facem, Miruna. Fii atent, fii atent. Așa. Hai să facem de exemplu ca conector. Așa. Tot semeni. Uite-te la mine și fă. Rapenon! Rapenon! Acum stai așa. Și acum miră-te. Faci ceva! Eu ce să fac? Nu știu. Cântă, dansează, orice! Chiar dacă mi-ai supăra, mai dă-te-mi dragostea mea. Eu știu că te voi jura, mai dă-te-mi dragostea mea. Extraordinar! Băi, băiatule, băi! Băiatule, dar ce să fac, nu? Nu știu, să nu creadă că eu la mișto. Da, nu, nu-i bine, nu-i bine. Nu-i bine, fii atentă, fii atentă, fii atentă. Asta-i. Fă ca Maria Cârneci. Fă ca Maria Cârneci. A luat-o razna să nebunesc. Păi dacă-mi dau drumul la gură, că ea dă-te-n pana mea. Fii atentă că femeia e crescută la țară. Aici e de la țară, au mâna grea și mușită. Păi când îți dă o scatoalcă, nu, fii atentă. Să nu-i spui că a fost ideea mea. Nu, lasă. Totuși un exemplu bun, e naturală, spune ce gândește. Și nu gândește. Mai ales. Așa e că mai zboară cât un porumbel. O, nu! Îi zboară stoluri de porumbei, de bătlani, de cocostârși, de scufundași. Păi dacă e repopulăm delta într-o zi jumate, măi, fată. Ce să... Poate să cânt ceva din repertoriul ei? Să cânt? Da. Păi, dar și ai clarinetul în gât, cum zice ea? N-am, poate un fluieraș mai mic. Păi atunci lasă-o, că nu. Un fluieraș mai mic. Măi, intru în criză de timp. Păi ce mă fac? Nu știu. Îmi trebuie un model. Am ajuns prea departe ca să pierd acum. Vasile, mai Vasile, așa un om blajân și are și de ta mai talentul. Păi și cum să mă compar? Pe lângă el, talentul meu nici nu se vede. O stai jos, să-ți zic. Transmite de te doare capul de cătașii. Monolog interior se numește. Dacă aș ști și eu câte monologe interioare are el... Da, ce să zic? El e expresiv așa. Așa-i. Are o singură expresie, dar bună. Care mai, Miruna? Aoleu! Mamă, ce bun e sketch-ul ăsta! Asta, știi că el e băiat bun așa. Chiar are suflet bun, Vasile, să știi. Ei, ia ca sufletul pe praful ăsta, cu sufletul mor de foame. Mie îmi zăși? Păi luai la teatru, numai cu sufletul trăim, cu banii, ai de capul lor. Hai de cap. Da, nu, mai bine nu mai intru, renunț și gata. Ei, cum să renunț? Mai Miruna, mai nu se poate să renunți acum. Tu ești la un pas de celebritate, tu înțelegi? Tu ești la un pas, tu ai ajuns până aici ca să pleci. Nu, găsim ceva, îți spun eu, fii atent, acum că găsim. Pepe! Hai, asta-i, vezi el tot timpul, cântă, dansează, cântă, vezi el cântă. Asta-i, Pepe, fii atent. Da, mă, el e, fă-mi treaba cu gel pe păr și vă miște sunos. Da, fă-mi treaba cu păr, nu? Fă-mi treaba cu păr.
așa. Dacă îți fac zulufe acum, să te vezi. Auzi, nu cumva ești mai înaltă ca el? Ce faceți mai? Nu-mi dau seama, dar ca să fim siguri, mai bine scop apucii. Aolea! Vreau să-ți dau și un pic mai gârbovită. Da, ia, ia, ridică-te. Nu, acu' e bine, ești cât el. Da, e bine, fii atent, stai că-ți dau și o cămeșă. Trebuie să-ți dau. Da, nu te supăra. Ce-ar fi Pepe fără cămașa albă? Hai, bada acolo, hai. Asta este. Asta este. Zulufi, ai cămașa, ai, dă-i drumul, hai! Aici, 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 aici! Mi se usucă sufletul și plâng de dorul ei! Ia, pentru mine face cât 100 de femei! Bine! Vai! Nu merge! Dar de ce să nu mai leagă? Acum ce are de numer? A, că e de... Dar dacă ți-o trebuie la tine ăla, vârna, e de aici, cu ce să-ți faci? Sper să mă sară. Nu, nu, lasă-o, lasă-o. Lasă-o, dă-o încolo de treabă. Nu, nu, ce să-ți... Lura! Asta e sensibilă, e frumoasă! Și și blondă ca tine! Asta este, asta este! Asta este! Păi da, da, dar trebuie să stau pe tocuri și îmi pierd echilibrul. Nu-ți pierzi, mamă, nimica! Nu-ți pierzi nimic, uite, treci încoace, ia să vezi tu acum cum te fac eu cu tine, ia, treci imediat, hai. Dă-mi coace piciorul, mamă, ia să vezi ce fac eu din tine, lasă. Așa, și vezi, nu merge! Dar stai o leacă, că trebuie să exersezi, mamă, tu schii așa de ușor. Păi, dar tu știi ce faci atâta ziua? Vocalize! Vocalize? Dar pe tocuri? Cum crezi că ajungi să iei tonurile și ele așa înalte? A? Ai dreptate! Acum înțeleg! De durere! De durere, pentru că asta cere suferință! Sunt gata de suferință! Sunt gata să fac bătături pentru artă! Bravo, eu te și mânduioșorul! Și mai mânduioșorul! Bine, rău, scris, bine, rău! Cum fac cu lacrimile? Eu sunt mai dură, nu-s ca ea, nu-mi place să plâng! Păi, dar stai mai că am eu așa, păi eu trebuia să o mănânc la anează, dar și negru ăsta te mai las, mai mănânci, când mai mănânci? Fii atent aici! O iei, o bagi în buzunar, când ai nevoie de o lacrimi, o bagi mâna în buzunar, te-ai frecat la ochi și gata lacrimi. Nu, nu cred că ține! Nu așa are! Auzi, nu mai bine fac eu ca mine? A, stai, măi, Miruna, măi! Măi, Miruna, păi cel mai bine să faci ca tine, măi, fată, măi! Păi, să-ți mai spun ceva. Tu ești next star. Știi și nisi? Nisi expirați. All star, gata? All star. Te rog frumos, produce-te. Atunci să le arăt cine sunt eu cu adevărat. Arată-le. A fi sau a nu fi next star. Aceasta-i întrebarea! Să joci, să strigi și cu un gest să smulgi aplauze! Bine! Miruna! Cămă, n-aveți loc de mine pe scenă! Noi ăștia vechi stăm aici! All star! All star! Păi n-ați zis voi că n-aveți loc de mine pe scenă? Nu! No. Stați acolo! Ia stai să vedem dacă e mai înalt Pepe! Yeah. Hai să lăsăm pe ăștia vechi All Star să găsească Next Star-ul. Miruna, excelentă. Bine, dar Mirela capul răutăților. Băi, ce bine. La început
Am avut senzația la început că nu merge bine, că se uită prea mult la noi. Da. Nu, că nu o să fie wow, da. Mie mi s-a părut așa, a început să uita la noi, mustăcea, dar de fapt ăsta era E un copil talentat. E un copil talentat care a luat-o așa ușor cu fiecare în parte. Și vreau să spun ceva, a fost bună și Mirela. Mirela e ridicat foarte bine. Un copil pur, cum să spun, mie mi s-a părut că e în joaca ei. E de ce mă bucurasem, fii atent, ce mă bucurasem că s-a luat un pic de șuvița mea și a zis că ce ușor a scăpat de unde m-a luat după aia. Te-a tocat, da? Da, mă bucur. Da. No. Textul a fost extraordinar. Fii atent, cu o ajută foarte mult. Extraordinar de bine gândit. Două sensuri, multe chestii. Foarte mișto. Satire când faci satire. Foarte frumos textul, în primul rând. Satira te salvează și te duce într-o mai stare. Să nu vedem numai așa. Să vedem și adevărul. A început puțin cântat, m-am speriat, dar pe urmă și-a dat drumul și mult a ajutat-o foarte mult și Mirela și textul. Și în momentul în care faci satiră, deci ești la zi cu niște atingeri, ești în prim plan. Automat te aduce satira cu mici sublinieri, te-a ridicat și te ridică și te ridică. Și a dus foarte bine rolul. Și faptul că m-ai furat cu... Nu contează, e un copil care... A știut să-și vândă... Eu abia așteptam să văd ce urmează să spună. Băi, dar era normal. Era relația, copilul de la Next Star care... Nu cred că din cauza rolului a furat din cauza că aștepta să vadă ce reacționăm noi. Bravo. Ceea ce n-ar trebuia... Gândiți-vă la ce a avut ea de făcut. Cum îl impresionez pe Pepe, vorbesc de Pepe Căile, nu știu ce, cum o impresionez pe Pepe, ea era de fapt pe scenă și trăgea cu ochiul la noi. Asta a fost rolul ei. Da. La final când a zis într-o scenă nu ai exemplele de față, sunt imaginare, nu? Așa, asta e. Da, a fost tot imaginare, nu. Maestre, nu mă mai bag, dacă nu... Nu, dar bagă-te, tată. Maestre, dacă recunoașteți că aveți nasul mare, să știți că eu sunt înalt. Da? Urmează în câteva minute. Importantă parte a corpului, Maria. Păi la doamna Maria, gura, pentru că are gura slobodă. Bună, sunt Vanessa, am 12 ani și sunt din București. Mie, în primul rând, îmi place să cânt. Îmi place și să not. Să fac cumpărături, adică ce fată nu îi place să facă cumpărături. Când vreau să mă duc să și-mi cumpăr, mă duc cu mama. E mamă de gașcă. Și când mama vrea să-mi cumpere ceva, o iau pe bunica mea și mă duc la cumpărături cu ea. Sunt mamă singură, dar am doi părinți minunați care mă ajută. Un moment greu, nu știu dacă atât pentru mine, cât pentru copil a fost decesul tatălui ei. Eram într-un spectacol când am primit vestea. Pentru mine a fost groaznic, pentru copilul cânta pe scenă, când am primit telefonul, am ieșit afară, am vorbit. Am lăsat-o să-și termine cântecul și am plecat. Și imediat m-a întrebat, ai ceva, s-a întâmplat ceva? Și singură și-a spus, s-a întâmplat ceva cu tata? Aia a fost momentul, zic, da, din păcate, da. Eu sunt sigură că pentru întâmplările vesele și chiar și cele triste din viața mea am un aliat acolo sus care mă veghează. Hei, Vanessa! Vanessa, mare atenție la vocea ei în câteva minute. Să rămână Vanessa, aplauzele sunt ale tale. Ce scrie acolo? Fan Club Vanessa, sunt ai tăi. Îmi plac cizmele tale. Mamă, ce mișto! Îmi plac cizmele. Wow! Vanessa, câți ani, Vanessa? 12. 12 ani. Fiată, arată-mi eu pe sora ta. Vreau neapărat. Unde e? Cum o cheamă? Carmen. Unde ești, Carmen? Ia uite-o, să rămână Carmen. Lăsați jos panourile alea, că nu vă pe fată. Lăsați jos panourile așa. Carmen, foarte important. Zim, unde ai studiat? Ce ai terminat? Ce ai făcut? Ca să vedem ce familie are Vanessa.
Am studiat actorie. Actoria unde? 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 În Mexic. Mexic, da. Stați puțin, fiți atenți. Actorie în Mexic. Și mi-a povestit Vanessa, acum eu te întreb să văd dacă e adevărat sau nu. Au fost 6.000 de candidați și locurile au fost câte? Pentru cursă 55. Câte? 55. Mamă, nenic, 6.000. 6.000 și 55 cu bursă, adică tu ai mers cu bursă acolo, nu? Da. Bravo! Wow! Bravo! Mă, soră ta, actorie, tu tot actorie sau muzică sau ce? Muzică? Da. Mami! Să rămână, mami acolo, da, și lângă, da. doamna de lângă cine? E bunica mea. A, bunii, bună bunii, să rămână. Cu ce vă ocupați, doamnă, mami, cu ce vă ocupați? Eu sunt mai artistă decât ele, sunt avocat. Aula, avocat, da? Actriță mare, da. Vanessa, pregătită? Familie de Macedonia, așa-i? Oh, da. Noi suntem macedoni. Nu suntem foarte diferiți de români. Nunțile țin 3 zile, cam povești 3 zile și 3 nopți. Încep sâmbăta, se termină lunea. Bradul, care există și la români, este la macedoneni un steag în care sunt înfipte 3 mere, care, din câte știu eu, simbolul lor este belșug. Vorbesc macedonească fluent, pentru că părinții mei vorbesc macedonește, în casă vorbim macedonește. Sunt cuvinte care nu pot să le pronunț, adică nu neapărat complicate, dar e un, nu știu, un pronunție care e foarte complicată și se răsucește și învârte, se învârte limba și nu poți să le spui. Eu știu că Macedonia au o muzică foarte frumoasă, foarte interesantă. Au muzică bună macedonii? Foarte bună, cea mai bună. Ce bun! Cea mai... Și tu crezi ceva macedonești acum în concurs? Știi ceva? Știi macedonești? Da. A? Dar e în afara concursului. Așa pentru noi. Dar ce ar trebui? Să facem încălzit. Zi-mi înainte ce? Ce melodie cânti? Dacă vrea doamna Maria, o să cânti Inaina Gione. Nu, nu, nu! Dacă e la cerere, dau și eu dedicație. Da. Dar știu doar un refrenul. Vanessa, cântă ce vrei tu, nu ce. Ce știi să cânti? Ce știi să cânti? Zi o melodie pe care o știi să cânti. Ce vrei tu, Vanessa? Matisa Dar. A cui e asta? Cine o cântă? Elena Gheorghe. Cine? Oh. Elena Gheorghe. Bravo. Dar ce-i macedoneancă? Da. Da. Știu da. Că e macedoneancă? Da. E în afara concursului, atenție, o să-i auziți concursul peste câteva secunde. Deci în afară la Cerra Express a Lorei, da? Hai să te auzim. Matisa Dar, că ochia tăi nu caftă primăvara, nicând vrei să afți pe-a meu pap, cum cântă tora seara, Matisa Dar. Nu știai pe asta, așa-i? E tot timpul cu zâmbetul pe buze, ai observat? Adică niciodată nu trăsare, nicio emoție. Da, voi nu, dar nu vindeți nimic. Mami acolo, bunica, uite bunica le cum pupăm, stă cu pupăm. Emoție. Și sora Carmen acolo, Vanessa. Elena Rocheia pe care știu că și-o dorea foarte mult și cred că o să vină superb, o să stea foarte bine în roșu. Chiar miercuri am văzut-o. Auzi? Chiar miercuri ai văzut-o? De unde ai văzut-o? La televizor? Nu, la mall. A, Rochia, ai văzut-o la mall? Rochia, a, da. Rochia, da? Despre ce vorbim aici? Fii atentă, facem așa. Când anunțăm câștigătorul, te îmbraci în ea? Ha? Da? Adică îți dai jos bocanci ăștia și te îmbraci în ea, da? Elena, te duci lângă mami? Unde vrei? Între mami mă și duc, între bunii, mă duc da? Să, da, sigur. Sigur, îți țin pumnii strânși să cânti foarte frumos. Mersi, multă plăcere. Conectorul, ajuns, te rog pe Elena. Mulțumesc. Așa. Hai că ai un spectator în plus acum. Te las cu microfonul. Da. Îi vezi? Pepe Vasile, Laura, Connector Maria. Elena e între bunii și... A, s-a pus lângă sora ta. Toată lumea e în regulă, da? Începem? Toată lumea prezentă. Atenție. Hai, Vanessa. Hai, Vanessa. Unul singur merge mai departe. Ucerește-i.
Copii atât de valoroși, care îmi iubesc cântecele și care cântă Elena, atât Elena, de bine. Elena, Laura, Pepe, ascultați-mă, combinație letală. Frumoasă e, da? A, frumoasă de superbă. Pică. O să ajungă... Mușată. Frumoasă e, da? Tot ce trebuie să fiu. Voce are, voce are? Macedoancă e, adică are și, da? Are, da? Dar de ce te gândești numai la... Mama, cu ce te ocupi, mami, mai spune o dată? Cu ce vă ocupați? Sunt artistă, avocat. Adică are și, da? E important, dar nu la next. Okay. La noi. Mamă, combinație la noi letală. E important. Yeah, Vanessa! Bravo, Vanessa.
Nu bună. Băi, dar tot, da, accenții pe... Toate arfele de un artist de la consacrat le-a avut. Tot. Băi, dacă mami e actriță, că avocații sunt... Mergeam la teatru, mergeam și luam lecții la tribunal. Tot, tot. La tribunal mă uitam cum pledează... Nu mai contează ce a făcut fata sora. Păi nu, dar se vede că a luat lecții cu sora. Dar, când se gândea că trebuie să facă ceva de scenă, era puțin... Ieșea din piesă, era, venea. E copil, da, și încă e fură de la televizor, încă nu știe să intre într-o piesă, o fac a ei ca atitudine, știi? Ca... Dar a cântat, da, e experiență. A cântat dumnezeiește mai ca o șefă. Doamne! Ca o șefă. Partea de jos au puțin emoțiile, dar băi, da, pentru noi e important. Băi, da, cum să cânte un copil jos, atât de, o fată să cânte jos la voastră. Foarte tare. Important. Atât de frumoasă. Și așa frumoasă. Și frumoasă și scenică. De ce i-am zis mușată? În Macedoană înseamnă frumoasă, mușată. Și a cântat o piesă nu prea ușoară și la îndemâna oricui. Bună, sunt Dragoș, am 12 ani și sunt din Buftea. Bună, sunt Maria, am 11 ani și sunt din București. Am început dansul acum 7 ani. Fac dans de 3 ani jumate aproape. E greu, dar îmi place așa când dansez și au muzica. E foarte, foarte frumos. De când dansez, am schimbat 6 partenere, Maria fiind a 7-a. Dragoș este al 3-lea. Am schimbat doar 2 parteneri până acum. L-am schimbat deoarece nu ne înțelegeam bine, nu ne potriveam din anumite motive. Maria este ambițioasă, Maria este conștiincioasă, chiar și la dans de foarte multe ori. Ea suferă după ce a dansat, pentru că simte că n-a dansat așa cum ar fi vrut ea, deși fără probleme trece în turul următor sau chiar câștigă concursul. S-a întâmplat des să nu fie mulțumită de ceea ce a făcut, dar prestația totul să-i aducă, de exemplu, locul întâi. I-ați uimit din start. Sărămâna Maria, sărămâna, sărămâna, sărămâna. Domnule? Băi, mai să nu se deoache, scui pe puțin. Are fata roșu. Acum una peste alta. Ei doi au câteva găleți pline cu medalii și cu diplome și cu premii luate peste tot în lumea asta și în țară. Dar, Dragoș, m-ai nebunit în culise. Mă, ce vrei tu să te faci? Care-i meseria? Asta e hobby-ul tău, de fapt. Dar ce vrei tu? Cum? Medic-chirurg. Chirurg. Stai, nu mai... Bă, dar nu aplaudați și voi, mă, la ori. Stai să vedeți. Chirurg, nu? Mi-a povestit, ții minte ce ne-a povestit în culise? O mulțime de lucruri. Câți ani ai? 12 ani. O mulțime de lucruri despre corpul uman. Știe tot, anatomie, ești tobă de anatomie, așa-i? Uită-te la noi doi. Ce crezi că, la om, de exemplu, ce crezi, care crezi că e partea cea mai importantă a omului? Creierul. Hop! Dar ce are creierul? Bă, m-a nebunit cu chestia. Anatomie, e tobă de anatomie. Ce are creierul? Zi-mi niște chestii despre creier. Conține 70% apă. A meu, da, așa. Are memoria câtorva sute de calculatoare. Asta e al ei? Da? Pe bune? Mai zi. În timp când noi dormim, creierul e mai activ decât când suntem trei. La mine egal și mai zi. Creierul, da? Inima pompează cel mai mult sânge către creier. Creierul. Anatomia, dar tu studiezi anatomia, o citești, ai cărți întregi de anatomie, de unde pasiunea asta ta? Din cărți și de la emisiuni. Păi dacă îți place creierul și vrei să fii chirurg, eu zic că neurochirurgia ar trebui să... Am o idee. Stai. Mă gândeam la un lucru. Ajută-mă, te rog, Alexandra, ia ajută-mă. Fii atent, Dragoș, Maria, fiți atenți. Am o surpriză pentru voi. Dacă tot, mulțumesc mult. Dacă ai un creier, vrei să-l faci vorba mea aici? Lasă-ne, nu! Îi vezi, da? Da. Îi vezi? Fii atent, am niște semne aici. Tu ești tobă de anatomie. Care crezi tu că e cea mai importantă parte a corpului? La Pepe, la Vasile, la Laura, la Connector și la Maria. Uite, ai niște semne. Pune tu semnele astea unde vrei tu. Deci poți să le pui unde vrei tu. Da, ele să lipesc oriunde le pui. Uite, pac, vezi, eu dau din mâini, la mine mâinile. Unde crezi tu? Ia, zic, care e cea mai importantă parte? Mie să-mi pui aia cu roz, te rog, să mă asortez. Hai să vedem, nu, că nu e cu asortat. Deci, negrule, un singur lucru vreau să spun. Trebuie să mă ridic sau rămân pe scaun. Nu, stai pe scaun. Dacă el va deveni medic chirurg, mămică...
Pacienta cum o să trezește la cât de frumos e. Fiate, am ajuns, da? Pepe. Uite la Pepe, așa, uite, de sus până jos. Păi la... Care, ia ridică, ia, și care e cea mai importantă parte a corpului lui Pepe? Inima, la Pepe. La Pepe, ia, ia. Părul, pentru că îmi place freza lui de la Tino Lav. Vasile, uite-te de sus până jos, Vasile, cea mai importantă parte acolo. Domnul chirurg, domnul chirurg, ia. La domnul Vasile, cred că nasul, pentru că... pentru că... e cel mai evident. Pentru că e brandul lui. Te mișca, băi, nu te mișca. Hai, te mișca, stai așa. Nu, stați în picioare, stați în picioare, nu vă mișcați. Eu ține la aici, așa. Ia, uite-te la Lora, cea mai importantă parte a corpului Lora, ia. Păi, la Lora... Nu, Lora. Zice asta. Ia, la Lora. La Lora. Inima, pentru că e sensibilă și plânge. Eu pe inima, eu pe inima, da? Lasă-l pe el. Hai, bine, hai. Pe inima, ai inima. Da, inima. A trecut-o la, da, inima. Uite, pe conector, ia. Domnul chirurg, domnul chirurg. La conector, piciorul, pentru că e un dasator foarte... Oh, domnul chirurg, piciorul, da? Tare de tot la Maria. Bă, curiozitate, domnul chirurg, domnul doctor. Cea mai importantă parte a corpului, Maria. Păi la doamna Maria, gura, pentru care e gura slobodă. Gura e slobodă. Da, mă! Dar stai puțin. Dragoș, nu spun prostii, decât spun așa să mă înțeleagă toată lumea. La buzunar, la portofel. Că prostii nu sunt, da. Știi, portofel, deschid greu buzunarul. Adică la portofel, știi? Și de ce n-a stat? Arici peste arici nu merge. Arici nu merge, da, bravo. Pep! Și că eu deschid greu buzunarul, știi? Da, și el iubește foarte mult animalele de companie. El are un arici în buzunar în permanență. Cum vă luați după ei? Nu îi credeți. Curiozitatea mea acum, dacă tot Maria are gura slobodă, păi ia, intrați în gura Mariei și a celorlalți. Cuceriți, succes! Maria și Dragoș! Ai, au lezi în trei.
întregi, au lăzi întregi de diplome și de medalii acasă, dar anul ăsta le lipsește... Ia uitați-vă la el! Ce frumos e! Ia uitați-vă la el! Au șansele să-l câștige! Bravo, mă! Iar mai merită aplauze pentru faptul că... Pentru faptul că a dansat cu șiretul de la pantofi de schiat. Da, nu, n-am avut frică să știi. Și nu l-a încurcat deloc. N-am observat asta. La piciorul stâng. Nu ne-a fost frică la viteza pe care o avea în mișcări. Ai văzut asta? Da. Ți s-a mai întâmplat? Băi, negrule, negrule, artistul e artist, mă, știe să iasă de încurcări. Oricum, ploaie, vânt, șiret de sfăcut, vreau să zic și eu ceva, vreau să zic și eu ceva. Bravo. Eu sunt o mare admiratoare a dansurilor sportive. Stau în fața televizorului și mă uit la campionate și plâng. Și noi. Pentru că văd atâta frumusețe, grație, tot ce e mai frumos la oameni. Eu văd la dansurile sportive. Și vreau să spun că, în general, băiatul e ușor invizibil. Fata acaparează de obicei... Scena. Privirea oamenilor și... Să știi că de data asta... Amândoi sunteți la același nivel. Dragoș Maria! Aveți aplauzele tuturor! Mulțumesc că ai dus pe aici! Așa! Ai spune că-s campion mondial, dacă îi vezi, știi? Ei sunt la început de... Extraordinar. E clar că e de muncă, dar sunt senzațional amândoi. Vai, ce e rar frumos. Când băiatul este atât de bun și acaparează atât de mult și atenție. Și ea, și amândoi. Bineînțeles că ea e clar. Da, mă, nu. Și băieții... Ce eleganță, mă! Ce eleganță, ce frumusețe! Fata e pusă în evidență la... Hai să vă zic. Dar da, el este... Față de ce am avut până acum, e altceva. Da. Total. Eleganța aia. Concluzia e stai frumusețe pe loc. M-am îndrăgostit de ei. Frumusețe, stai că vin. Frumos și amândoi eleganți. Îi făceam semnul conector. Uite-te la poziția lui, băi, câtă eleganță, câtă grație. Amândoi. Mi-am dorit foarte tare la nunta mea să am un cuplu de dansatori. Mă înscriu. Te rog. Eu m-am căsătorit deja, Vasile. Am ratat. Puteai să ai o balerină. Pentru că s-a pierdut ideea asta. Și ne-am trezit a doua zi că... La nunta de argint. Da. Vai, ce copii frumoși. Vai. Poate la aniversare acum. Ei pot fi next star. Și ei pot, nu, da. Și ei pot fi next star. Asta e concluzia. Și ei pot fi next star. Copilași drăgălași, îl avem alături de noi pe ursulețul Teddy cel simpatic. El are pentru voi în această seară premii din partea celor de la Teddy. Hai, ursule, îndrăznește, vino și oferă-le cadouri copiilor. Sucuri, șepci, parasolari, din partea Teddy. Și nu trebuie să uit, Teddy este cel care ne oferă și marele premii din finală. Premiu în valoare de 20.000 de euro. Așa că avem motive o grămadă să ne bucurăm de ceea ce ne oferă Teddy, da? Da. Ursule, stai lângă noi. Îmi place zâmbetul lui Teddy? Da! Ia să vedem cine are zâmbet mai mare ca al lui Teddy. Și tu ai și gropițe din câte văd acolo, așa? Da. Cine mai are gropițe? Eu. Tu mai ai gropițe? Una. Una? Tu n-ai gropițe? Nu știu. Nu știi ce să ai gropițe? Oni. Nu apărut, și eu am gropițe. Urmează în câteva minute. Wow, arde scena, Vasile, 20.000, orice s-ar întâmpla, sunt toți vedete deja. Astă seară, mergem mai departe. O, doamne, Vasile! Bună, sunt David, am 8 ani și sunt din Constanța. Îmi place foarte mult să dansez, dar cel mai mult și mult și mult și mult și mult și cel mai mult din întregul pământ, mie îmi place foarte mult să cânt. Tati e navigator, stă 3 săptămâni, câteodată când este mai rea vremea, nu stă chiar 3 săptămâni, stă vreo 4 săptămâni și nu prea îmi convine. Îmi pleacă tati, suferă și explic, tati a plecat la muncă, că așa trebuie, l-au chemat șeful lui și nu avem ce să facem și noi amândoi, el este bărbatul în casă, el îi ține locul lui tati și
își revine. Adică îi zice, da, mami, așa este, eu sunt bărbatul în casă și o să am grijă de tine, așa îi spune tati. Când o să mă fac mare, mi-aș dori ca Dumnezeu să mă ajute să fiu puternic, să-mi dea noroc, să ajung o vedetă mare și aș vrea să merg cu limuzina, cu avionul, pe covorul roșu la Hollywood. Oho! Ia uite ce am pregătit aici! Hai, prin spatele autobusului, doamnelor, domnilor, se apropie! Faci David. Bine. El e David. Fan, ce scrie fan pe șepcuța ta? Fan de la Ștefan, da, cred fan. Căutăm carismă, da? Cei mai talentați omuleți din România. Carismă, David. Da. Mișto, toate gagicile mi-ai povestit. Wow. Hai să nu vorbim despre asta, da? Vezi că ți s-a deschiat și retul, zic de acum. Cânti fără, lasă-l așa, dansezi, ai dan? Muzica, muzica e importantă și carisma, nu? Da, asta lăsați așa. Corect, lăsați așa. Pregătit? Da. Fii atent. Știi ce e în spatele tău? Un autobuz. Corect? Da. Un autobuz. Ascultă-mă, fii atent. David, îi vezi pe toți oamenii ăștia deasupra? Da. Din autobuz, din da. Spate? Da, da, și da. De ce am adus? Am să spun de ce. Mai ții minte? Am vorbit noi în culise și mi-a zis, mi-a spus David, mohorât, așa mi-a spus. Băi, Dane, știi? Eu am doar două susținătoare, două fete, dar era oarecum trist. Mami și Nășica. Unde sunteți, doamnelor? Să rămână, să rămână. Mami și Nășica, nașa lui David. Și mi-ai zis așa, ții minte? Ții minte că mi-ai zis? Da. Așa, cu jumătate de gură. A, sunt doar două aici, două fete. Am zis că toată lumea, tați, bunici, tați. Unde e tati? Tati e la vapor. E pe... Ha, 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 ha. Da, în altă țară. În altă? Da, unde? În ce țară? Departe. Departe. Bunicul mi-a zis că e în Italia sau unde? Da. Ele... Și atunci ne-am gândit noi așa. Ia uite-mă susținătorii că sunt aici. Ăștia toți sunt susținătorii lui David. Autobusul ăsta e fixit doar pentru tine. Auzi, ce autobus este? Autobus londonez. Londonez? Da. Ai idee câte autobuse ori fi prin Londra? Câte autobuse sunt în Londra? Abar n-ai cu Google-ul. Câte autobuse mișune acum în Londra? Ia. Dați-mi o tabletă să vedem pe Google. Câte? 321. Conecte de ce? Dați-mi și mie o tabletă să vedem câte autobuse. Câte autobuse mișune acum prin Londra, da? Da. Haideți, dați-mi pe Google să vedem. Stai, dați-mi pe Google. Câte autobuse, bă, aveți Google? Ia vezi tu câte autobuse sunt în Londra acum. Ia-l! Ce s-a întâmplat? Tati, precis. E tata. Ia uzi, bă, ce faci, măi, pici, măi. Oh, hai că încercăm să vorbim. Bună seara, ne vedeți? Bună seara, da, bineînțeles, vă văd. Stați să vă arătăm și... Ia uite câte lume e aici, îi vedeți pe toți ăștia? Super, bună seara. Ia uite câte lume e aici. David, nu mai plânge, David. David, dar de ce plângi? De ce plânge, David? Tati e cu noi, e undeva departe, tati, dar uite-l că l-am adus aici. Ne zicea David, sunt doar fetele cu mine în seara asta. Hai mă, David, că o rezolvăm noi. Tati, trebuie neapărat să te vadă în seara asta. Rămâneți aici, nu vă mișcați, vă dau un loc de onoare, da? Nu vă mișcați. Ia vină cu mine, ia vină aici. El e tati, da? Ne vede acum în timp real, e undeva departe. Mama s-a terminat, am revenit cu conexiunea. Ia uite-o. Pepe, stai tu, nu, stai tu, stai jos acolo. Așa, mulțumesc. Tati! Tati! Zim dacă îl vezi de aici, tati, dacă vezi cena. Să jurizați locul meu. El e Pepe, știți? Vedeți cena acum? Se vede. Văd autobuzul, văd pe David. Pe David trebuie să-l vedeți. Mi-e dor de tine. Abia aștept să te văd. David, tati te vede. Măcar atât să facă tehnologia, să apropie oamenii. E bine, da? Pe mine mă vedeți? Este foarte bine. Este foarte bine, da. Ok. Tati aici. Oho! S-a făcut. Începem? Da. Ce ai zis tu? Mami, Nășica, nu. Ia uite, nevesta, tati!
Dă din cap dacă ne vezi! Da, da, da. Perfect, perfect, tati! Toată gașca a ta din autobusul ăsta londonez, bă, de aici plecasem? Câte autobuse sunt în Londra? Mai puține cu unul, ăsta. Hai, puține cu... Dați-mă o tabletă, ceva, să vedem câte autobuse sunt în Londra. Dați-mi să câte ia pe Google, da? Da. Londra. Ce dau Londra? Caută tu, te rog. Caută, te rog, tu. Bună, tataie! Bună seara, David! Bună, tataie, ce faci? Ce să fac? Uite, aștept să vorbesc cu tine. Ce faci tu, mă, tataie, mă? Ce faci tu, măi? Bine, sănătos? Da, uite, sunt la Next Star! Tataie, ne vezi? Vă văd foarte bine! Ce surpriză. Stai, tataie, că îți arăt pe cineva pe care iubești tare mult. Auzi, el e tatăl mamei, nu? Da. Adică socru. Da. Stai, tataie, puțin. Stai, măi, tataie. Socru, tu știi? Ia, măi, tataie, măi. Ia, uite-l pe cinere. Ia uite pe tataie! Ia să-l punem aici pe tati. Hai să-l punem pe tati aici. Tataie, stai așa. Îl punem pe tati aici. Îl vezi pe David, tati? Îl vezi, da? Perfect. Vasile, ia stai tu, te rog, acolo. Așa. Tataie, și pe matale te punem aici. Așa! Ia zi dacă vezi scena. Vezi scena, îl vezi pe David. Bun! Cum ai zis tu, mă, că nu-s bărbații tăi aici, mă, din familie? Ia uite-l, mă, și pe tataie, ia uite-l și pe tataie! Amândoi! O surpriză foarte mare! David, din clipa asta, toată țara aia ta, toată scena aia ta și juriu, uite, așa sunt toți cu urechile. Totul e la mâna ta, da? Hai, David! Ți-am adus familia, ți-am adus autobusul, tu adune succesul! Mulțumesc, David! Care accent, dar nu e de la dens. E de la Iași, că merge acasă dens. Aha! Nu e Antonia sau Corina, nu nici Alexandra. Stai că n-aduce nici cu Inna. Și satul mare, eu nu las mare. Ai mei pe drept până când soarele răsare. Și când se lasă seara, din București în Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc. Când văd pe meu, tate sus pe top, sus pe top. Și când se lasă seara, București în Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc. Când văd femeie urcate sus pe top, top, sus pe top. Și n-o mai arde grand, acum e Fendi. Tipoaie din Sibiu și eu în parametri. E zi cu soare, ia placă la plin harem. Spre București ca se joacă-n deplasare. Și natural și-a uitat dacă sărujul s-ar întoarce după el. Dar e prea departe Clujul. N-o cheamă Iulia, dar vine de la Alba. Distanță mare, domnule, s-a tuci și talpa. Și vine din Galați, de acasă, frate, da, da. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și când se lasă seara, din București în Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc. Când văd femei urcate sus pe top, top, sus pe top. Și când se lasă seara, din București în Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc. Când văd femei urcate sus pe top, top, sus pe top. Oh, 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 oh
urcat în sus pe tot, pe tot. Vasile, Pepe, Maria, conectă, Laura. Câtă culoare și nebunie. Suntem în direct și cu Italia, și cu Constanța, și cu... Unde e tati? Unde e tati? Pe undeva pe mare, pe o platformă maritimă, da. Nu? Adică cu toată lumea, vă aud toți. Cum vi s-a părut asta? A fost la înălțime, domn. La înălțime, băiatul, mă. Ia-ți, mă, că ai fost la înălțime, David. Eu spun sincer, care... Mie chiar mi-era doar de niște hip-hop, să știi. Mi-era doar de un element rap în toată treaba asta, da, și uite... Da, l-a făcut cântat. L-a făcut mișto, mă, ce făcut bine, mă. Poate fi, poate fi next star. Mulțumesc. Poate fi next star. Toți copiii care pășesc pe această scenă pot fi next star. David! Biletul la control. Îl iau pe tati, îl iau și pe tataie și îi duc la vorbă, că n-am mai vorbit de mult. Lasă-i, da? Că au de vorbă. Și lăsăm și pe cei din jur să vorbească. Excelent, David! Pa, David! Bravo, David! Rărincă mare. Mișto momentul. Ce ai, mă? Da. Rap. Plin de viață. Eu nu mai așteptam să cânte rap. Da. Să facă ceva, nu știu, abanăm. Să danseze. Și a fost și un pic emoționat din cauza lui bunicul și a lui tati. Bă, dar ce idee mișto a avut din producție. Da, foarte mișto. Bunicul și cu tati. Foarte tare. Mie mi s-a părut genială ideea de la echipa noastră. Ia uite aici. Ce autobuz, ce mișto, cum să spun, pe scenă, i-a făcut copilului să se simtă mai prima dată am zis că e moment de teatru, când a venit băiatul, a venit la mine, zice, bun. Bun, cum vi s-a părut? Ok. Cântat, cum vi s-a părut cântat? Cântatul, cheiuț, da, cântat. Repul bun. A transpus piesa. A transpus piesa, da. A improvizat un pic, da, a improvizat bine. Și repul bun, băi, flow. Dar cum vi s-a părut aia? Aia bine, mâncarea, aia așa. Caterinca. Îmbrăcat mișto. Îmbrăcat mișto. Foarte frumos copilul și momentul extraordinar. Da. Și emotiv, și copil, și frumos. Și a cântat bine. Mi-a plăcut. Da, m-am făcut. Da. Da. S-au fost câteva mici probleme. Știu ce zice Laura. Da, știu, le-am auzit. E copil, domnule. Dar... Da, mă, dar stai puțin. Ea îmi discute și chestia asta care are 8 ani sau 9 ani, da? El n-a făcut un moment coregrafic. El a avut o fiță la un moment dat și ne-a pufnit pe toți râsul. Când l-am văzut, n-am fost rog coregrafic. A făcut-o din, știi, a venit, pur și simplu, n-a studiat-o, nu te gândi, da. Să impresioneze. Să te vezi cu atâtea gagici fără bilet. Exact. Da, mă, da. Și pe Londra. Da, mă, ce domnule. Da, foarte mișto și ideea asta cu... Autobuz. Și voi ce vă zghiți, mă, la noi aici? Da. Ia coborâți de acolo, ia, stați, băi, ești cu noi la bârfă. Foarte tare, foarte tare. Bine susținători. Eu cu mine jurizam. Văd că voi ați primit deja seturi de construcții de la Lego și ceilalți, din câte am văzut în culise, s-au apucat de seturile de construcție. Voi ce faceți? V-ați mai jucat vreodată cu astfel de seturi? Da. Cine a făcut seturi până acum? Eu. Tu? Ce seturi și de eu. Construcție? Și tu? Da. Tu ce ai construit? Tu îmi ziceai că ai construit un castel sau ce? Castel mare. Da? Și noi ne arăți și nouă? E acasă. Unde? E acasă? La tine, la Constanța? Sau da, unde la ești? Constanța. De la mare. Și tu, Dragoș? Am construit un portavion. Cum a fost pe scenă? Nu ți-a fost frică la înălțime? La repetiții mi-era frică, dar după ce am făcut și repetiții și tot m-am obișnuit cu înălțimea, am zis să rămân pe poziția aia de înălțime, că am aflat că toată lumea zicea mai bine David sus, mai bine David sus, mai bine David sus. Și am zis, bine, mă, o să cânt acolo sus, nu jos. Hai că suntem pe mâini bune. Copiii românilor sunt geniali. Dacă dumneavoastră ați fi în locul jurului acum, ce ați alege? Unul singur pentru finala de 20.000 de euro. Unul singur dintre ei. Pe cine ați alege? Ia uitați-vă! Cântă într-una laudare, melodii de dor, fete și
fețe pline de talent, cu o voce deosebită, cu o expresivitate deosebită. Ochișorii ei transmiteau ceea ce spunea textul, ceea ce simțea ea. Eu cred că am fost mai deosebită față de ceilalți pentru că am încercat să fac o poveste din această melodie și am cântat foarte bine, am dansat și am făcut și teatru cu fața. Ane este o fată care va fi o super dansatoare peste câțiva ani. Deja dansează foarte bine pentru vârsta ei. Dacă voi câștiga, eu îi voi lua tatălui meu o vilă și mamei o brățară. Ia casa, iasă soarele de normai. Ia casa, inila tata fișor măi. În ograda ta cintesc. Ia casa, ca o soare înfloresc. Ia casa, așa, așa. Un copil vesel, un copil dinamic, un copil care a știut să joace cu scena, să strige frumos în graiul lui moldovenesc. Eu trebuie să câștig că sunt numai singurul care are pălărie și ceilalți nu au. Aici, 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 aici. Mi se usucă sufletul și plâng de dorul ei. Ea pentru mine face cât 100 de femei. Arenea, cum se spune în ghilimele, draci. Asta e la revistă, trebuie să ai ingredientele respective ca să fii pe placul publicului. Mie din jurul nu mi-e teamă de nimeni, pentru că la toți am arătat câte un defect, așa că... extrem de bine pregătită și talentată, nativ talentată și foarte finuță, modernă, de viitor. În primul rând, m-am născut în zodia Berbecului, care este prima zodie din zodiac. În al doilea rând, m-am născut pe 11 aprilie, care din nou conține cifra 1. Iar în al treilea rând, în cartea mea astrală, am numai trigoane care sunt aspectele pozitive din viața mea, care mi-a asigură succesul. Și să vă mai spun ceva, am cântat și bine. Mi-au plăcut. Au fost, cum să spun, eleganți, grațioși, frumoși, carismatici. Noi o să câștigăm deoarece suntem carismatici și facem ceva unic. Sunt de acord cu el. Și când se lasă seara, din București, din Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când văd femeiul cate sus pe loc. Are talent, are o carisma lui, are o emoție care o transmite, intră imediat în relație cu cei din jur, cu ambientul actului artistic. Eu ar trebui să câștig pentru că am făcut un show mare, am avut atitudine, n-am avut emoții și am ridicat sala în picioare. Armata extraordinară de vedete, doamnelor! Dați-le aplauze puternice, le merită! Păi, Ștefănică, bă, să-ți trăiești, bă, ia uite, Miruna, Vanessa, extraordinari cu toții, David! Acum vin marile emoții, așa-i? Marile emoții, acum sunt. Mamă. Dane, ei sunt viitoarele staruri, asta e cert? No, ei sunt actualele staruri. Actualele staruri? Sunt deja mari vedete. Și vreau să vă reamintesc că marele premiu este în valoare de 20.000 de euro și este oferit de Teddy. Mulțumim, Teddy! 20.000 de euro! Câștigătorul din această seară va primi acest trofeu de finalist și această tabletă oferită de cei de la All View. Bravo. Mulțumim!
De asemenea, mulțumim prietenilor noștri, Mobila Dalin, Green Future și hotelurile Andy și Elizeu. Mulțumim! Bravo! Domnișoarelor, domnilor, veniți lângă mine, veniți aici, toată gașca, toate gașca. Hai, bă, Ștefănică, Vanessa. Nu e ușor. Acum e cel mai greu, așa-i? Da, foarte greu. Ăsta e momentul cel mai greu. Unul trebuie să... Așa e regulamentul. Doar unul câștigă. Așa zice regulamentul. Unul trebuie da? Să câștige. Unul. Unul. Cel mai bun. Corect? Da. Da. Corect. O zicem încă o dată ca să fim toți împăcați. Să câștige cine? Să câștige... Cel mai bun! Să dea Dumnezeu cel mai bun să câștige. Decizia e la voi! Juriu, decizia e acolo! Cel mai bun... O facem în fiecare săptămână, în fiecare săptămână, pentru că altfel nu se poate. Acest spectacol n-ar fi existat. Mami, tati, doamnelor, domnilor, o țară întreagă vă aplaudă în clipa asta. Mulțumim! Oameni de ispravă, copiii românilor sunt extraordinari. Părinții merită aplauzele în fiecare săptămână de aici, din spre Next Star. Nimic n-ar fi existat fără ei. Mulțumim încă o dată mult de tot. Gata. Iau premiul și mergem pe mâna voastră. Eu nu prezint. Mi-e greu. Ia uite, îl pun aici, da? Mi-e greu. Eu sunt prea frumos, atât. Sunt prea talentați. Bine, o să vină și mie rândul cu Pepe nu vrea. Pepe nu vrea. Cine? Nu, Vasile. Cică Miruna Vasile. Pepe nu vrea. Maria Cârneș. Cârneș. Nici Cârneș nu vrea. Domnul Vasile. Conectă domnul nu vrei. Vasile. Lora, nici tu nu vrei. Vasile, Vasile, ridică-te în picioare. Hai, Vasile, la tine e responsabilitatea. Uleu! Dar nu e în apele lui, nu e în apele lui, credeți-mă. E foarte greu. Da, nu mai am zâmbetul ăla. Zâmbetul ăla, zice Miruna. Degajat, nu mai am zâmbetul degajat. A fost greu, Vasile, așa-i? Foarte greu, foarte greu, dar trebuie cineva să se sacrifice. Și da. să anunțe un singur, din păcate, un singur copil care... 3-2 a fost decizia, adică așa... 3 au votat pentru câștigător, 2 au așa votat pentru... Așa este formatul, acest... trebuie să meargă mai departe, dar oricum, voi sunteți norocoși, sunteți frumoși, sunteți carismatici și eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru insomniile pe care le am după emisiune, atât pentru voi, cât și pentru colegii voștri de la Next Star. Indiferent care e rezultatul, voi ați fost minunați. Și Miruna, care a făcut un spectacol de revistă, de satiră. Cum... Ți-a făcut nasul mare. O, nu are importanță, trece... asta e realitatea. Da, trecem peste asta, peste nu trebuie asta, să ne supărăm. Nu trebuie să ne supărăm. Și... Da. Turnul Eiffel, Pepe, turnul Eiffel, nu e ce vorbim. Și David, ce frumos, David. Cu atâtea emoții, cu tata și cu bunicul și cu mami și cu Nașa și cu... Și cu Londra a dus aici, a furat un autobuz de la Londra și l-a dus pentru montare. Și Ștefănițe de la Făltișeni. Domn primar, băi, Ștefănițe, băi, primar, băi. Dincolo de Făltișeni. Gardul Roșu. E Gardul Roșu. Da, mă, de la Vadomă, Comuna Valdul Moldovii, băi. Și dansatorii Dragoș și cu Maria, frumos, o distinție deosebită. Ce să vorbim, Ana, Eliza... Vă mulțumim oricum, sunt, cred că, în asentimentul celorlalți colegi din juriu, pentru spectacolul. Pentru spectacolul. E neucit. Pentru spectacolul care ni l-ați oferit. Deci, indiferent cine merge mai departe, sunteți câștigători pentru că ați luat startul în viața asta pe care probabil iubiți cariera asta de artist și mergeți mai departe în domeniu. Câștigătorul din seara asta. 20.000 de euro în marea finală, unul singur sau una merge mai departe. Unul sau una, dar în astă seară... Wow, arde scena, Vasile, 20.000, orice s-ar întâmpla, sunt toți vedete deja. Uite că vorbesc în rime, sunteți extraordinari cu toții, Vasile are dreptate. 20.000, unul singur în marea finală. Mamă, câtă emoție acum, David, aer în piept. Băi, Ștefănic, băi, aer în piept, băi, aer în piept. Uf! O, Doamne! Wow! Arde scena, ne bat inimile!
singur câștigător, așa spune regulamentul, din păcate, unul singur vine în marea finală de 20.000 de euro și trofeul Next Star. Trofeul pe care sezonul trecut Hagi i l-a dat lui Omar. Astă seară mergem mai departe. O, Doamne, Vasile! Vasile! Deci în seara asta câștigătorul care se îndreaptă spre finală este... Aoleu! Vanessa! Vanessa! Finală! Ai câștigat! În finală! A venit sora ta! Ia uita! Fetelor! Sunteți în finală! Ați câștigat! Copiii românilor! Merită aplauzele dumneavoastră! Doamne frumoasă! Mulțumim! Emoționată și mai să plângă și sunt extrem de fericită. E cea mai mare bucurie pe care am putut să o am. Speram, nu mă așteptam, dar speram din tot sufletul, pentru că toți copiii au fost extrem de buni și oricine putea câștiga, dar speram din tot sufletul ca ea să fie învingătoarea. Deci, până la urmă, am avut dreptate, sunt talismanul e norocos. Deci, trebuie să fiu aici în finală. Mi-a plăcut foarte mult Vanessa. Mi s-a făcut pielea de vină de la primele note. Și mi-a plăcut cum cântă, emisia foarte bună și un timbru cald, frumos și accentul. O engleză foarte, foarte bună. Da, a meritat să câștige. A fost bătălie mare. Dar a meritat să câștige, merită o șansă pentru finală. Și atunci eu am încredere în Vanessa.